Ai vrea să nu se mai termine momentul muzical? Ce frumos! Ce frumos! Mulțumim din toată inima! Mulțumim, mulțumim! E o adevărată desfătare sufletească să auzi și să vezi mai multe generații, ceea ce înseamnă că până ce va veni Domnul, vom avea cântăreți în biserica Lui. În seara aceasta ne apropiem împreună cu Fiul Risipitor, de momentul culminant. L-aș numi cel mai frumos, cel mai înălțător moment al întregei relatări. Îl putem vedea în versetul 21. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Luca 15:21. Pe baza acestui verset și pe baza altor versete biblice, în seara aceasta aș dori să vă introduc în tema pocăinței. De ce zic introduc? Pentru că și cei care suntem pastori, slujitori ai Evangheliei și ceilalți care de atâta timp ați studiat cuvântul, ne dăm seama împreună că tema pocăinței este atât de vastă, atât de profundă, încât nu poate fi prezentată într-o singură seară. S-ar putea face un ciclu de cel puțin 7-10 teme și fiecare să ne învețe ceva esențial cu privire la importanța pocăinței. Deci este o introducere. Cei care veți dori să vedeți și alte aspecte ale acestei teme, mâine seară, sâmbătă dimineața, sâmbătă după amiază, în fiecare temă vor fi introduse, să vor fi prezente aspecte ale pocăinței. Ce aș vrea să spun înainte de a intra în subiect este că îl laud pe Bunul Dumnezeu pentru claritatea cu care i-a inspirat pe scriitorii Bibliei să scrie despre pocăință. Cât de greu ar fi fost să vezi în Biblie tot felul de idei confuze, tot felul de exemple contradictorii. Sigur, există o pocăință falsă și există una autentică, pentru că de la intrarea păcatului în univers și în mod special în lumea noastră, diavolul este specialistul numărul unu de a contraface tot ceea ce Dumnezeu a făcut. Îl puteți vedea îmbrăcat în haină religioasă, intrând printre noi, având numele scris în registrele unei biserici și prin instrumentele lui, bineînțeles, și influențând chiar închinarea. E atât de subtil, atât de dibaci, încât îl face pe păcătos să creadă că un pic de, dacă eu aș veni în fața noastră cu hainele toate găurite, toate jerpelite și ați vedea că am pus un petic aici, am pus un petic dincolo, iar eu aș avea impresia că sunt admirat, sunt privit cu respect, că totul e bine. Așa încearcă să facă vrăjmașul. Să sugereze mici schimbări, mici modificări de stil de viață și să-l facă pe creștin să creadă că el a experimentat o pocăință autentică. Lăsând lucrul acesta la o parte, sunt recunoscător Bunului Dumnezeu pentru că ne-a dat exemple clare. Avem zeci și zeci de exemple în Biblie pentru a înțelege cum să ne pocăim, care sunt pașii spre pocăință, prin ce se caracterizează un om pocăit. Biblia este atât de clară încât aproape tot ce spun oamenii
este contrazis. Chiar cuvântul pocăit are o conotație negativă. E adevărat, în special în lumea noastră ortodoxă. Poate și în cea catolică. Pentru că creștinii din bisericile istorice consideră pe oricare dintre cei ce au ieșit din rânduri, îl consideră un eretic. Iar cuvântul pocăit în multe cercuri este echivalentul cuvântului eretic. Unul care a luat o razna, ca să folosim un cuvânt românesc mai direct. Dar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu ne lasă în întuneric. Biblia ne prezintă importanța, ne prezintă dinamica unei experiențe de pocăință, ne prezintă exemple clare de cum arată un om pocăit și ne arată efectele nesfârșite, frumoase, ale unei vieți de pocăință. Biblia practic ne, prin proroci, prin scriitori, Dumnezeu aproape că ne imploră. În final vreau să dovedesc, și aceasta spre bucuria voastră, dumneavoastră sper, că pocăința este un dar. Este darul lui Dumnezeu. Și dacă este un dar, și eu care, de dragul exemplului, să zicem că nu sunt pocăit sau nu am pocăința, și eu pot să o cer în seara aceasta și să o primesc. Este darul lui Dumnezeu pentru omul păcătos. Haideți să privim puțin la acest, am luat parte din dialog, la această rugăciune sau acest răspuns pe care fiul risipitor îl dă tatălui lui în urma unei manifestări de iubire excepționale. Sigur, el și-a propus, în momentul în care și-a venit în fire, în momentul în care a făcut o analiză între ceea ce avea el și ceea ce era la tatăl, el nu mai avea nimic, în momentul în care a ajuns la disperare, în momentul în care a pierdut totul și a venit în fire și a mintit de tatălui și dorul de casă a pus stăpânire pe el, apoi a luat hotărârea să se întoarcă. În momentele acestea, el s-a gândit și ce îi va spune tatălui. Practic, repetă același lucru pe care și-l închipuie el. Îl voi întâlni și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din slujitorii tăi, din robii tăi. Aceasta și-a propus tânărul să-i spună tatălui. Ce vedem în versetul acesta? Repetă cu exactitate tot ce și-a propus? Nu ajunge la capăt. Pentru că tatăl îl întrerupe. Când Dumnezeu te întrerupe, chiar în mijlocul rugăciunii, oprește-te. Că ceea ce el urmează să spună e mai important decât cele mai grozave gânduri pe care le-ai pregătit și cu care să vii înaintea lui. Adesea Dumnezeu ne oprește prin Scripturi. El chiar ne spune în Psalmul 46, cred, versetul 11, 10, 11, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Unele traduceri spun, tăceți. Nu scoateți o vorbă. Ascultați ceea ce vă zic eu. Dacă vă amintiți în Zaharia, capitolul 3, când marele preot al lui Israel a avut o viziune și el a fost prezentat în sala de judecată, cel rău, diavolul, a început să spună multe lucruri rele împotriva lui. Iar el a tăcut. N-a zis nimic. Pentru că
Domnul Hristos avea să răspundă acuzațiilor care au fost aduse. Însă, aceasta nu înseamnă că ceea ce a spus El până la punctul acesta este lipsit de importanță. Tată, am păcătuit. Fiecare pământean ar trebui să rostească aceste cuvinte. Sunt așa de bucuros că văd în această exprimare pocăința biblică, pocăința autentică, pocăința, dragii mei, are de-a face cu păcatul, are de-a face cu o adâncă părere de rău față de păcatele pe care le-am săvârșit, are de-a face cu o întoarcere de la păcat. De aceea pocăința este esențială pentru mântuire. Nu există mântuire fără pocăință. Și nu există pocăință recunoscută de Dumnezeu ca fiind autentică dacă nu este completă, întreagă. Aș vrea să amintesc câteva cauze sau câțiva pași care conduc spre pocăință, câțiva factori. Este rezultatul lucrării Duhului Sfânt asupra inimii omenești. Vom aminti și alte câteva exemple biblice care, în mod normal, n-ar exista în scrierile sfinte, dacă ființa omenească ar fi trebuit ea însăși să se pocăiască. N-ar fi existat niciun raport despre pocăința adevărată fără lucrarea nemijlocită, permanentă, constantă a Duhului lui Dumnezeu, care adesea este cu suspine negrăite. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, pe de o parte mijlocește la Tatăl pentru noi. Este adevărat, El mijlocește la Tatăl pentru noi. Deși Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul care a murit pe cruce, dar și Duhul lui Dumnezeu mijlocește la tronul lui Dumnezeu pentru noi. Dar în același timp și mai mult decât atâta, El mijlocește la inimile noastre. Să aducă convingere, să trezească dorința de pocăință, să producă puterea necesară de a ne pocăi și apoi să avem persistență, să avem stăruință în acest drum al pocăinței. Duhul lui Dumnezeu o face. Altfel, nu s-ar întâmpla nimic. Eram tânăr slujitor al Evangheliei pe meleagurile Maramureșului. A trebuit să merg la București pentru un curs sau pentru o întâlnire. Și mă sună frații de la Moisei, fratele Urdean, vino acasă, repede, ce se întâmplă? Unul dintre prezbiterii de la Izvorul Dragoș, fratele Toderica Tomaiagă, avea socrul unei surori de-a lui. Un om ortodox, un om de bine, un om bun, care fusese lovit de o boală incurabilă. Și bătrânul simțea că va muri. El cunoscuse ceva din adevărul Scripturii, mai mult decât ceilalți prieteni ai lui care mergeau duminica sau în sărbători la biserică. Dar niciodată nu a avut un moment în care să-și vină în fire și să adauge la credința pe care a avut-o, să adauge noile elemente ale adevărului, noile descoperiri. Însă atunci omul și-a dat seama că e pe moarte. Și, cum zicem noi la Maramureș, a poruncit, adică l-a chemat, a poruncit ca unul de-ai casei, fratele Toderică, să vină să-l viziteze și a zis, adu-l pe pastorul tău ca să mă boteze. Vreau să primesc botezul Scripturii când eu decid, bazat pe propriile mele convingeri
și vreau să o fac pentru ca să pot să mor liniștit. Am venit repede acasă, am pregătit totul în casa lor, nu era posibil să-l duci la apa curgătoare sau la un bazin, într-o vană mai mare. Casa s-a umplut de tineri, au venit și cei de la Siget, au cântat cântări de închinare, apoi s-a prezentat un cuvânt și a fost botezat. Când a ieșit din apa botezului, nu exagerez, bătrânul acela parcă putea și l-a zis, sunt așa de ușor, toate păcatele mele au fost îndepărtate. Plin de bucurie, plin de o nouă viață, nădejdea mântuirii a luat locul disperării, pacea lui Hristos a îndepărtat durerile sufletești și acum privea peste mormânt, la ziua învierii. A murit la, nu știu, câteva săptămâni, câteva luni. A murit în scurt timp. Cine? Eu am condus pe atâția alții pe ultimul drum. Am stăruit de atâția alții care nu au făcut pasul acesta. Cum a putut acest țăran maramureșan să-și schimbe până și religia? Pentru că a înțeles din Scripturi că omul trebuie să se împace cu Dumnezeu prin botez. Pentru că a înțeles că atunci când această pocăință ia loc, are de a face cu fiecare aspect al vieții. Cu gândirea, cu vorbirea, cu faptele, cu poruncile lui Dumnezeu, cu crucea Domnului Iisus Hristos, cu adevărul despre cer. Duhul lui Dumnezeu i-a trezit conștiința acestui bătrân, iar el a plecat de pe pământul acesta cu pace în suflet. A fost un fiu risipitor, nu așa ca cel din parabolă. Apropo, nu e nevoie să ajungem în mizerile lumii acesteia și apoi de acolo să ne întoarcem. Vreau să vă mai zic ceva, majoritatea nu se mai întorc niciodată. Pentru mulți, drumul îndepărtării de Dumnezeu este un drum fără întoarcere. Nu e nevoie să devin un ticălos ca, puneți cuvântul acesta la o parte, un fiu risipitor ca David sau ca Solomon sau ca Samson, pentru ca apoi să fiu convins că am făcut lucruri rele și după aceea să simt nevoia de schimbare. Sunt exemple de pocăință în Biblie ale unor oameni pe care noi i-am numit pe dată sfinți. Sfinți. Dar în momentul în care au văzut adevărul lui Dumnezeu în legea lui, imediat ca într-o oglindă au văzut anumite pete și ei s-au pocăit. Al doilea factor care ne conduce spre pocăință este trezirea conștiinței prin legea lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt o face, dar El folosește și legea. În legea celor 10 porunci, dragii mei, este oglinda oricărei ființe omenești. Este caracterul lui Dumnezeu pus în cuvinte simple, dar profunde. Este voia lui Dumnezeu exprimată pe înțeles omenesc. Iar dacă dumneavoastră vreți să știți că stați bine sau nu, dacă eu vreau să mă analizez, eu trebuie să iau legea celor 10 porunci. Și nu numai din Exod, capitolul 20, și din Matei, capitolul 5, 6 și 7. Pentru că dacă o iau de acolo, o înțeleg și mai bine. Și voi descoperi mult mai multe lucruri pe care eu trebuie să le schimb. Adevărul
din legea celor 10 porunci este oglinda spre care noi privim pentru a ne descoperi petele, păcatele și chiar și nevoile. În Florida am avut bucuria să botez un tânăr de, cred că acum are 34 de ani, tatăl rus, mama ucraineană. Cu părul mare. A venit de câteva ori după ce i-am luat în primire noul district. Interesant, îl cheamă Roman. În urmă cu vreo 3 luni de zile, fratele Roman Leon m-a vizitat și atunci am pus față în față. Zic, uite, aici este Roman cu numele și dincolo este Roman cu pronumele. L-am văzut că vine și m-am apropiat de el. Am stat puțin de vorbă cu el. L-am simțit de prima dată că este un tânăr sincer. Și într-o zi i-am propus o vizită. A venit la biserică. El vine dintr-o familie în care majoritatea sunt penticostali. Le zice acolo Biserica lui Dumnezeu. Și cunoaște mult din Biblie. Are cunoștințe bune, bune. În același timp, el a fost expus și predicilor lui Doug Batchelor, care a fost în țară la noi. L-a și vizitat de câteva ori în Sacramento, în California. I-am zis, Roman, când mi-a dat seama că el cunoaște mult din adevăr, zic că nu te-ai gândit să îmbrățișezi tot adevărul și să-L primești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții tale și să faci din adevărul lui Dumnezeu adevărul sufletului tău. De prima dată mi-a răspuns pozitiv. Iar când a venit la botez, la câtva timp l-am botezat și l-am rugat să împărtășească cu noi experiența vieții lui, a spus așa, când am luat legea celor 10 porunci și am citit-o, am tresărit, mi-am dat seama că fiecare poruncă am călcat-o. Aceasta a fost reacția unui tânăr care avea cunoștințe biblice, care umblase la biserică, care știa despre Dumnezeu, dar care mulți ani de zile n-a avut de-a face cu legea, așa cum o scrie Dumnezeu pe cele două table de piatră și așa cum o scrie Duhul lui Dumnezeu pe tablele inimii. Marea minune a noului legământ nu este că s-a produs o schimbare în Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să se schimbe și El nu se schimbă. Dacă El s-ar schimba, vai de noi și vai de universul acesta. Marea minune a noului legământ este că ceea ce a fost scris pe piatră și n-a mai fost posibil să fie respectat de ființa omenească datorită naturii păcătoase, a fost scris pe o inimă dăruită de Dumnezeu, a fost scrisă pe acea inimă nouă de către Duhul Sfânt și apoi Duhului Dumnezeu în noi, prin credință, ne face nu doar să o respectăm, ci ne face să ne desfătăm în legea lui Dumnezeu. Spun, personal vreau să vă spun că așa se întâmplă cu sufletul meu. Legea celor 10 porunci este atât de perfectă încât nu poți să adaugi nimic la ea ca să îmbunătățești. Nu există nimic pe care să inventezi, să fie bun, să adaugi și să spui, măi, lucrul acesta, legea aceasta nu l-a avut în vedere. E atât de perfectă încât dacă scoți un element din ea sau dacă pășești, calci o singură poruncă, cum zice Iacov în epistola pe care el o scrie, ai călcat toată legea. Dumnezeu a dat-o ca să fie legea desfătării, legea vieții. Al treilea mod prin care
pocăința este, al treilea pas pe pocăință este conștientizarea realității. Fiul risipitor a avut două revelații, trei revelații extraordinare. Una, și-a dat seama de realitatea în care a ajuns. A conștientizat decăderea morală în care a ajuns. Este foarte important. Dacă nu conștientizezi că ai o boală, nu te duci la doctor. Nu vei primi un tratament și nu te vei însănătoși. Este extrem de important să ajungem la punctul să ne dăm seama unde suntem de realitate. A doua revelație a fost despre lumea în care el trăia. N-a fost lumea aceea pe care el și-a imaginat-o. De câte ori n-am auzit noi în viață, dacă aș fi știut eu, dacă mi-aș fi dat eu seama, dacă... La început, parcă cel rău pune o ceață înaintea ochilor noștri și vedem totul prin ceață, dar vedem în culori atrăgătoare. El și-a dat seama de realitatea crudă, urâtă, în care a ajuns. Lumea în care el trăia era o lume a răului, o lume nefericită. Dar a treia, cea mai mare revelație cu privire la realitate a fost despre tatăl său de acasă. Și aici factorul al patrulea, amintiri din copilărie. Nu de creangă de data aceasta, ci cum mă lua tata în brațe, cum m-a educat, cum se juca cu mine, cum îmi dădea jucării, cum era atât de bun cu toți oamenii, cum. Sigur, de la distanța aceasta, față de Dumnezeu, e greu să deslușim tot ceea ce, din punct de vedere, deslușești când ți-aduci aminte de o persoană fizică. Dar acestea au fost unele din gândurile pe care el le-a avut, amintirea despre Tatăl. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, acest lucru este extrem de important. Amintirea despre Dumnezeu, despre caracterul Său, despre ce a făcut El pentru noi în trecut, despre amintirea făgăduințelor Sale, amintirea scopului pe care îl avem în această viață, amintirea crucii care a fost înălțată pentru noi, toate acestea au darul de a ne motiva să mai facem un pas către casa părintească. Sigur că diavolul știe, el știe că dacă noi vom ajunge să ne gândim la Dumnezeu, dacă ne vom aminti ce a făcut El pentru noi, dacă vom cunoaște, vom avea o nouă revelație a realității așa cum El ne-o dă, dacă vom ajunge să ne încredem în El, dacă vom ajunge să-L cunoaștem, El știe că ne pierde. De aceea, televizor, 24 de ore, dacă se poate, 7 zile pe săptămână. Acum, cred că și la noi în țară, mai mult în lumea occidentală, și aici, cu internet, cumperi și la 1 noaptea, și la 2 noaptea, și la 4 noaptea, și la 5, și la orice oră. Iar celelalte mijloace sau celelalte căi ale mijloacelor de informare în masă, filmele, păcatele, imaginile, tot ce este mai urât, tot ce este mai îngrozitor, omul poate să vadă acasă la el, în camera lui. Cu aceste obstacole între noi și Dumnezeu, cum poți să-ți mai amintești de El? Faceți un exercițiu.
Uitați-vă acasă la un film de groază, să zic. Și pe urmă veniți aici și ascultați o temă. O să vă fie mintea trează? Nu cumva imaginea să înceapă să se suprapună? Dar dacă filmul acela este de dragoste și toate scenele sunt mizerabile, mai poți imediat să te conectezi la Dumnezeu? Mă opresc aici pentru că tendința este să merg pe drumul acesta ca să arăt cât de subtil lucrează cel rău și cât de greu este să-ți mai amintești de Dumnezeu și să ai gânduri de cer în momentul în care vezi doar răul și păcatul. Fiul risipitor avea și el o lume care îl înconjura, dar când Duhul lui Dumnezeu i-a adus în minte imaginea Tatălui, a fost ca și când a devenit obsedat de aceea imagine. Și așa cum am văzut în serile precedente, fără o cunoaștere perfectă a actualului caracter al Tatălui, fără să știe exact că Tatăl îl va primi ca fiu, se gândea că îl va primi ca un rob, ca pe un rob, scuzați, el totul s-a dus acasă. Cred că s-a gândit așa, rob sau fiu nu mă interesează, cel puțin să-l mai văd pe tata din când în când, cel puțin să mai aud vocea, cel puțin să îi simt prezența. Un alt factor este dorul de tatăl, care deja a fost atins. Dorul de casă. Duhul lui Dumnezeu pune în sufletul nostru dor de cer, dor de nevăzut, dor de împărăția cerurilor. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu mă gândesc, când mă gândesc la cer, mă gândesc la Tatăl, mă gândesc la Domnul Hristos. Cerul pentru mine este Dumnezeu. Din când în când mă apucă și pe mine câte un dor, nu ca și când aș fi în lumea aceea îndepărtată, dar un dor mai aprins, să-L văd pe Dumnezeu, să-L întâlnesc odată față către față. Aproape că nici nu mă gândesc la ce se va întâmpla pe urmă. Aceasta rămâne în mâinile Lui să hotărască. Dar dorul de Dumnezeu este ceva care Duhul Sfânt pune în inima omenească și în momentul în care îl simțiți, lucrați în direcția respectivă. Faceți ceva, pentru că este ca și cu sămânța pe care cade în patru locuri de teren. O parte este luată imediat de păsările cerului, o altă parte este înghițită de spini, o altă parte cade pe stâncă. Diavolul vine și aici, dragii mei, cu un necaz, cu o problemă, cu o ispită, cu un eșec, cu o grijă, cu o plăcere și încearcă să îndepărteze din suflet acea trezire, acel dor. Nu-i dați voie! Prin harul lui Dumnezeu și cu o determinare sfântă, acționați în direcția dorului pe care El vi-l sugerează. Un alt factor ce conduce la pocăință este dat de nevoile sufletești și fizice. La un moment dat era foame, nu mai avea nimic. Murea de foame acolo. Și nevoile fizice uneori, și nevoile sociale au locul lor pe drumul pocăinței. Îmi amintesc la Vișeu de Jos, Vișeu de Mijloc, în urmă cu câțiva ani am avut o evanghelizare și acolo a venit Ionuc, un tânăr înalt, puternic. În final, când a prezentat o mărturie în fața bisericii, a spus că el a fost un mare păcătos, căruia i s-a iertat mult și face pasul acesta al botezului, al împăcării cu Dumnezeu, pentru că iubește mult acum.
Dar știți ce mi-a zis? Știți de ce am venit la biserică prima dată? Am venit să mă uit după fete. A venit pentru că avea o nevoie socială. Să se împrietenească cu cineva. Pună și motivele noastre omenești și firești adesea, dacă ne conduc în prezența lui Dumnezeu, ceva minunat se întâmplă. Ultimul factor pe care îl sugerez este întâlnirea cu Tatăl. Nimic în Scripturi și în realitate nu are o putere mai mare de a iniția pocăința, de a dezvolta o experiență a pocăinței ca întâlnirea cu Dumnezeu. Vreți să vă dau câteva exemple? Ce ziceți? Daniel era un om păcătos sau un om sfânt? Cum l-a numit îngerul care vine din ceruri? Om prea iubit și scump. Atât de mult mi-aș dori să fiu ca Daniel. Când lui Daniel i s-a arătat Domnul Hristos, în viziunea aceea mare din Daniel 10, ce s-a întâmplat cu Daniel? A căzut ca mort înaintea Fiului Dumnezeu. Când el înalță rugăciunea aceea de mijlocire în Daniel 9, cum se roagă el? Doamne, noi și părinții noștri am păcătuit. Întâlnirea cu Dumnezeu produce pocăință. Nimic altceva nu poate să producă o pocăință mai autentică ca momentul întâlnirii cu El. Isaia s-a dus la templu. Isaia, capitolul 6. S-a dus să se închine, nu s-a dus să treacă printr-o nouă experiență a pocăinței, el era deja un proroc, el amenința și avertiza poporul și îl sfătuia. Când a ajuns la templu, o viziune cerească l-a captivat. Îngerii lui Dumnezeu zburau, cu două aripi și acopereau fața, cu două picioarele și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Isaia a zis, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe Domnul. Dumnezeu în persoană era acolo și într-un anumit fel el și-a dat seama de prezența Creatorului. N-a văzut nimic bun în el. Isaia s-a pocăit. Aceea a fost, cred, un moment de cutitură în viața profetului, pentru că până la data aceea, cred că era înclinat să vină, eu vin în biserică, să zicem că vă cunosc de 30-40 de ani, văd că unul sunteți slab într-o direcție, altul în altă direcție, altul în altă direcție și vine eu mereu și fraților, frate, îndreaptă-te, frate, corectează-te, frate, soră, ai grijă. Și la un moment dat, uit că și eu sunt o ființă omenească și eu la rândul meu am nevoie să fiu îndreptat și reformat și reînviorat. Acela a fost un moment când Dumnezeu apoi a zis, cine va merge pentru noi? Cine? Și Isaia în umilință a zis, iată-mă, dacă tu vrei, trimite-mă. Vedeți cum s-a produs pocăința lui Isaia? A avut o întâlnire cu Dumnezeu. Fiul risipitor a venit și l-a întâlnit pe tatălui și tot ce și-a propus el să zică, cu sinceritate, am păcătuit. Și-a recunoscut vina, și-a recunoscut păcatul. În momentul în care l-a întâlnit pe Tatăl, a fost ridicat, s-a amplificat toată pocăința lui. S-a întregit, dacă vreți, în îmbrățișarea aceea divină, pocăința fiului risipitor a devenit completă. N-a mai trebuit să zică fiecare cuvânt, pentru că Tatăl deja avea un plan pentru el. Mă amintesc odată, am greșit față de mama mea, de mai multe ori am greșit. Și am venit de acasă după o săptămână, nu știam eu cum să-mi aleg cuvintele, să îmi cer iertare.
Mama ei nu știa despre ce vorbesc. Zic, mamă, știi, n-a fost bine, am fost puțin cam aspru cu vorbele aceleași. Fiul risipitor vine acasă și spune, tată, tată, aproape că tatăl nici nu-l bagă în seamă. Pentru că din punct de vedere spiritual, Dumnezeu îți cunoaște inima. El știe că a trimis Duhul Sfânt să te inspire. El ți-a auzit strigătele sufletești. El îți cunoaște durerile. El a pus deja în sufletul dumitale scârbă față de păcat. El a înălțat legea Lui în fața ochilor noastre și El v-a dat dragoste pentru această lege. Și acum când vă comparați cu idealul lui Dumnezeu și vedeți cine sunteți, El vede că nu vă socotiți vrednici. Și aproape că nici nu mai e nevoie. Totuși, noi trebuie să ne facem partea. Și e bine să-i spunem Domnului exact ce El ne-a descoperit că noi am făcut. Dar Dumnezeu nu este descurajat de păcătoșenia noastră. Dumnezeu nu mai poate de bucurie. Că vede că tot ce a făcut El începe să dea rod. Domnul nostru Iisus Hristos în Isaia capitolul 53 zice că s-a uitat peste cruce, s-a uitat peste veacuri, s-a uitat dincolo de persecuția la care era supus și a văzut rodul muncii sufletului Lui și s-a înviorat. Așa acționează Dumnezeu când noi ne întoarcem la casa părintească. Și acum permiteți-mi să mai adaug câteva gânduri. Am promis că voi dovedi că pocăința este un dar. Păi, Daniel a cumpărat-o de undeva? Isaia a făcut ceva comerț ca să o primească? Fiul risipitor s-a dus în țara aceea îndepărtată și a găsit niște sfinți sau niște oameni extraordinari de la care a primit ceva? Tâlharul de pe cruce care murea în ultimele minute ale vieții lui, a confecționat-o el de undeva? Întâlnirea cu Dumnezeu, în rugăciune, prin cuvânt, când venim aici, produce pocăință. Cunoașterea adevărului produce pocăință. Însă, cuvântul care dovedește că este un dar, se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 5, este versetul 31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu dreapta Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel ce? Pocăința și iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor este darul lui Dumnezeu prin Hristos, Mântuitorul. Pocăința este darul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. După ce am privit la Hristos pe care păcatele noastre l-au răstignit, este un dar, dragii mei. Iar dacă este un dar, El este întotdeauna gata să ne-l dea. Romani 8:32. El care nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Lui, ci l-a dat pe Sine pentru tot, l-a dat să moară, l-a dăruit. El ne l-a dăruit pe Fiul pentru toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile, inclusiv pocăința? Romani capitolul 3, Romani capitolul 12, versetul 3, El a dat fiecărei ființe omenești o măsură de credință. Iar Romani capitolul 2, versetul 4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Eram, cred că, pe ultimul loc în biserica din Brașov, unde și fratele Pavel a trecut înaintea mea, cred. Eu am fost în 80-81.
Probabil că a fost prima vineri seara. Familiile Bota m-au dus la biserică. Și tocmai venisem din armată, din lumea în care am trăit până atunci. Și un gând mi-a străfulgerat prin minte. M-am uitat în jur, oameni frumos îmbrăcați, corul a cântat frumos. Ce faci tu aici? Exact așa m-am întrebat. Ce faci tu aici? Nu știu dacă citisem răspunsul care mi-a venit în conștiință. Nu știu dacă l-auzisem înainte. Probabil că da, dar nu am cunoștință. Însă iată ce mi-a trecut prin minte aproape imediat. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? N-am mai plecat niciodată de acolo, din biserica lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu, în momentul în care începem să cunoaștem cum este El, pocăința vine în mod natural. În momentul în care ne îmbrățișează cu harul Lui, cum a făcut-o în cazul Fiului Risipitor, pocăința se naște în adâncul ființei noastre. În momentul în care vedem crucea Domnului Iisus Hristos și cum moare pe această cruce pentru păcatele noastre, te prăbușești la piciorul crucii și plângi ca un copil, pentru că aceasta este urmarea naturală a înțelegerii jertfei supreme a Domnului nostru Iisus Hristos. În momentul în care ne rugăm pentru această pocăință, Dumnezeu ne-o dă cu drag. Chiar și atunci când suntem expuși adevărului, fără să fi venit acolo pentru a-L căuta, în Orlando, de unde vin? Orlando e cam la 3 ore de condus de la orășelul în care locuiesc. A fost o campanie de evangelizare mare și într-o seară un bărbat din lumea latină, pentru că veți vedea că sunt niște asemănări între ei și noi, o bătea pe o doamnă la intrare, dar cu picioarele. Efectiv, o loveau. Și unii mai curajoși dintre credincioși s-au oprit și luat-o pe doamnă deoparte. Iar omul, beat cum era, nervos, furios, parcă s-a trezit puțin. Așa, parcă. Și și-a dat seama că a devenit un spectacol pentru zeci care s-au oprit. Și nu mai știa ce să facă. Și un membru din grupul nostru, din biserică, i-a zis, vină încoace, vină, te duc eu undeva, nu te vede nimeni. Și l-a așezat pe unul din ultimele rânduri. L-a așezat acolo, zice, stai liniștit, nimeni nu mai bagă în seamă. Oamenii vin la conferință, vor asculta, vor uita de ce ai făcut. Vezi treaba. Și așa cu ebrietatea lui, a înțeles câte ceva din cuvânt. De rușine, de a stat acolo. La sfârșit, predicatorul a făcut un apel la pocăință. A făcut un apel la consacrare, la predare. A făcut un apel ca oamenii, dacă au înțeles adevărul, să-L primească. Apropo, noi nu facem chiar așa. Dar nici nu ne dăm seama cât de important este ca și noi să facem ceva la sfârșitul unui studiu, la sfârșitul unei predici. Adică, altfel suntem doar spectatori. Ce se întâmplă? Ce voi face cu ceea ce am auzit? Altfel ne obișnuim. Și a, și bâne, și poi mâne, și poate că într-o zi adevărul nu mai ne trezește. Mă rog, apelul s-a făcut. Cine credeți că a fost, dacă nu primul printre primii, care venea mai ținându-se de un scaun, ținându-se de celălalt, a fost bețivul. Omul acela n-a venit la biserică să se pocăiască. Omul acela s-a purtat ca o fiară. Femeia pe care o bătea era soția lui. A doua seară a venit din nou. A treia seară a venit din nou. În fiecare seară a venit, dar n-a mai venit beat. A venit frumos aranjat.
Vine seara, s-a făcut apel pentru pocăință, pentru botez. Pentru că botezul este concluzia, este manifestarea publică a faptului că m-am pocăit, că am primit pe Domnul Hristos ca mântuitor personal și că de astăzi înainte îl voi urma pe El. Botezul vine ca un rezultat al unei vieți de pocăință. Și El s-a înscris, a venit și El să se boteze. Au fost mici tensiuni pentru că oamenii l-au văzut beat cu o săptămână în urmă și acum cel care a predicat era din America Latina și l-a zis către Comitetul Bisericii, faceți cum vreți, dar eu l-aș boteza. Dumnezeu poate să lucreze și în timp scurt, așa cum lucrează în alte cazuri. Știu că nu e nimic rău ca voi să îl pregătiți pe un om, să învețe mai mult, să știe mai mult. Dar în cazul acesta, dacă vreți, botezați-l. Soția omului a venit, a zis, frate pastor, ce faceți? Îl credeți? Este un ticăluș și jumătate. Ăsta mi-a amărât zilele. O face de ochii lumii. O face că este rușin, o face ca o... să compenseze undeva. De ce a fost împotrivă? Omul lui Dumnezeu a zis, eu sugerez să-l botezați, dar voi faceți ce vreți. L-au botezat. După 2 ani de zile se întoarce în același loc și sâmbătă la masă este invitat de această familie unde pusese bețivul ce a fost botezat. O casă plină de liniște, de pace. 2 lucruri interesante s-au petrecut. 1. O fetiță de 12 ani. Câți ani ai? 12. O fetiță așa ca tine. Și tu câți ani ai? 9? Deci, hai să zicem, undeva și pentru una și pentru cealaltă. Era fica familiei și a venit la pastor și i-a adus un dar foarte frumos. Așa, de mare preț. Și pastor a zis, păi, de ce îmi faci darul meu? Eu n-am făcut nimic pentru voi. Nu, a zis ea, ce noastră nu știți. Înainte ca tăticul să se boteze, era ca o fiară. Noi n-am știut ce e aceea bucurie în familie. Când venea acasă, mama uneori ne ascundea pe unde putea și ea se ascundea sub pat. O bătea pe mama, ne fugărea pe noi. Noi n-am știut ce înseamnă bucurie de copil. Dumneavoastră, când ați predicat, nu știu ce s-a întâmplat cu el, și apoi ați spus să fie botezat, de atunci încoace, tăticul nostru e cel mai bun om de pe pământ. Nu mai bea, o iubește pe mama, îi vorbește frumos, ne aduce dulciuri, duminică ieșim în natură, ne duce în diferite locuri. E cancer. Și am vrut să vă prezint acest dar ca o recunoștință. Vă rog să-l primiți. Iar doamna a zis, vă rog să mă iertați. Am pus la îndoială lucrarea lui Dumnezeu. Ea a fost împotriva faptului ca el să se boteze. Vă rog să mă iertați. Bețivul acela n-a venit să se pocăiască. Bețivul acela nu l-a căutat pe Dumnezeu. Însă cumva, în conjunctura aceea, Dumnezeu a venit până aproape de el și a avut loc o anumită întâlnire cu el. A avut loc o întâlnire cu Dumnezeu prin cuvânt, prin rugăciune, prin cântare, prin predicare, care i-a schimbat viața. Pentru cei care suntem în biserică,
de mai mulți ani. Dumnezeu ne așteaptă ca să se redescopere sufletelor noastre. O nouă întâlnire cu El, dragii mei, o nouă întâlnire cu El ne reînviorează credința, aduce reforme în viața noastră, ne redirecționează calea. Pentru cei care sunt dintr-o țară îndepărtată, care n-au făcut încă pasul final către un botez biblic, noi nu condamnăm pe nimeni din nicio credință, pentru că Dumnezeu are copii care îl iubesc în fiecare biserică, însă El îi cheamă, ne cheamă pentru a cunoaște tot adevărul. Ne cheamă pentru a îmbrățișa fiecare element al adevărului. Și pentru aceea, sau pentru unii care sunt fii risipitori, o nouă o întâlnire cu Dumnezeu vă va lansa într-o viață nemuritoare. Pocăința schimbă, pocăința transformă, pocăința aduce speranța mântuirii, pocăința ne face asemenea Domnului Hristos. Pocăința este dovada cea mai grăitoare pe pământul acesta, că harul lui Dumnezeu e mai puternic decât păcatul. Unde păcatul s-a înmulțit mult, harul s-a înmulțit și mai mult. Că Satan este un mincinos, că Dumnezeu are dreptate, că oameni ca mine și ca dumneavoastră pot să devină fii adevărați al lui Dumnezeu și fiice adevărate ale Lui. Rugăciunea este un mod de a ne atinge de inima lui Dumnezeu. Ați vrea să facem în seara aceasta? Haideți să ne ridicăm. Iubite Părinte, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea. Tată bun, îți mulțumim pentru invitația pe care ne-o faci de a veni înapoi la Tine pentru a Te întâlni într-un mod personal, pentru că în acea întâlnire stă ascunsă nu numai pocăința, dar și o viață sfântă și chiar veșnicia. Tu ai mii de căi ca să ne întâlnești. Te implorăm pentru Duhul Tău în suflet, pentru ca noi să răspundem chemării Tale, cuvântului Tău, invitației Tale, atingerii Tale, minunilor Tale, legii Tale, adevărului Tău, jertfei Domnului Iisus Hristos și toate acestea împreună cu lucrarea Îngerilor Sfinți și cu ajutorul oamenilor de treabă, oamenilor credincioși, să producă în noi acea pocăință de care nu ne va părea rău niciodată. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin.